sociale. Cred că și tu ai vorbit în presă și în televiziune despre pensii. Deci nu, eu nu mai pot cu pensiile speciale. Care e ideea? Ce trebuie să se întâmple? Ce votează PNL? Ce votează această coaliție legată de pensiile speciale? Pensii speciale. Tot ce înseamnă zona de armată și de structuri care au legătură cu siguranța națională și așa mai departe, vor fi modificate atât vechimea, cât și vârsta de pensionare. Ele nu pot fi impozitate, da, nu pot fi tăiate, evident, și nu se va face lucrul ăsta. Mai simplu spus, nu vor mai fi situații de genul în care un tânăr colonel de poliție la 41-2 de ani iese la pensie cu 100 de milioane de lei vechi în mână. Da? Repet, deci se mărește și perioada și vechimea, adică după 15 ani, pe legea lui Gabi Oprea, da, veche, după 15 ani, frumos, la 41 de ani... Fost colegi care de acum 10, 5, nu știu, și de mulți... tragedia a fost că mulți se angajau tot la stat. Sunt entități în statul român, companii, deci agenții... pensia, da, după unde... 15 ani, plus salariul... Bine, dar nu era vina lor, cum să spun chestia asta... Pentru că statul a permis. Deci nu se va mai întâmpla să ieși la pensie după 15 ani de vechime cu o pensie de 100 de milioane. Asta nu. 100%. Am înțeles. Pe zona asta. Pe cealaltă zonă, unde intră pensii speciale, angajați pe la Parlament, magistrați, personalul din aviație, din zonele respective unde au avut tipul ăsta, să zicem, pensii speciale. E un termen așa, jurnalistic, nu e tocmai pensie specială. Acolo se va modifica pragul, din ce știu eu, pentru că era legea, spunea 85% din salariile, ultimele 6 salarii sau ceva de genul ăsta, și se va scădea pragul de la 85% spre 60%. Adică cum se întâmpla? Ei știau că vor să iasă la pensie, vorbeau cu șeful de instituție care mărea salariul pe ultimele 6 luni și atunci aplica 85 la revedere și ieșea cu mii și mii de euro. Și aici vreau să punctez, să intrăm în chestii. 1.400.000 de milioane de pensionari sunt în situația... 1.400.000. N-o spun eu ca să fiu patetic. În situația în care se află și mama mea, de exemplu, cu pensii sub 2.000 de lei.